începutul vacanței, când domnul Davis, un prieten al tatălui meu, a venit să ne viziteze și a rugat pe părinții mei să mă lase să merg acasă la el. Eram foarte încântat la gândul că voi călători în afara orășelului în care locuiam. Călătoria a fost plăcută și foarte interesantă pentru mine, iar atunci când am ajuns la casa domnului Davis, totul părea să mă asigure că voi petrece un timp excelent acolo. Fred Davis, un băiat cam de vârsta mea, m-a luat prietenos de mână și în curând am început să mă simt în acea familie ca și când am fi fost prieteni vechi. O să fie o vacanță pe cinste, mi-am spus de câteva ori în sinea mea, în cursul acelei seri, în timp ce ne jucam jocuri, spuneam glume, râdeam și pălăvrăgeam cu o veselie nestăpânită. În cele din urmă, doamna Davis mi-a spus că este timpul să mergem la culcare. Atunci, eu am așteptat momentul rugăciunii de seară, dar curând mi-am dat seama că așteptasem degeaba, pentru că am fost îndrumați fiecare în camerele noastre. Cât de ciudat mi s-a părut, pentru că nu mai fusesem niciodată într-o casă în care să nu se țină altarul familiar. Vino, mi-a spus Fred. Mama a spus că vom dormi împreună și l-am urmat pe scări. Am urcat două rânduri de trepte până la o cameră micuță pe care el o numea camera mea. A deschis un sertar și mi-a arătat o cutie, o barcă, niște cuțite, un con pentru praf de pușcă și toate celelalte comori ale lui și mi-a povestit o grămadă de lucruri despre ceea ce făceau băieții de pe acolo. El s-a dezbrăcat pe mult și a sărit în pat. Mi-a luat mult să fac acest lucru, datorită mulțimii de gânduri care începuseră să nu venite. La plecarea mama îmi pusese geamantată în mână chiar înainte ca trăsuma să pămăscă, îmi șoptise cu blândețe la ureche. Nu uita, Robert, că ești un brac creștin. Știam foarte bine ce pusese să spună și tocmai ajunsese într-un moment când aveam ocazia să țin cont de cuvintele ei. Acasă fusese învățat care sunt îndatorile unui copil creștin, iar acum, când eram departe de ei mei, nu trebuia să le neglijez. Și una dintre aceste îndatoriri era tocmai rugăciunea de seară. Încă de când eram mic, obișnuiam să îngenunchez și să îmi cer iertare lui Dumnezeu în numele lui Iisus, recunoscând îndurarea sa față de mine și rugându-l să mă plătească și să mă binecuvânteze. De ce nu vii la culcare, Robert? A strigat Fred. Ce aștepți? De ce stai acolo? Îmi era teamă și să mă rog și să nu mă rog. Simțeam că nu pot să îngenunchez și să mă rog în fața lui Fred. Ce va spune? Oare va râde de mine? Teama de ce avea să-mi spună Fred făcuse din mine un laș. Și cu toate acestea simțeam că nu pot să mă așez în pat fără să mă rog. Dacă aveam nevoie de ocrotirea tatălui meu ceresc atunci când eram acasă, cu cât aveam mai mult nevoie acum când eram departe de ai mei, aș fi vrut ca multe lucruri să fi fost astfel. Să fi dormit singur în cameră, sau Fred să fie adormit deja, sau altceva. Nici eu nu știam prea bine ce anume, dar Fred nu voia să adormă. Probabil că astfel de lupte în sufletul fiecărui copil care pleacă de acasă și se vede pus în situația de a acționa singur și de a lua singur decizii, în situații de care poate depinde soarta sufletul meu, lupta a fost crâncenă. În cele din urmă, la strigătul lui Fred, hai băiete, vină la culcare, mi-am făcut curaj și am răspuns. Mai întâi voi îngenunchea și mă voi ruga, acesta este obiceiul meu dintotdeauna. Te vei ruga? A întrebat Fred mirat, după care nu a mai spus nimic. Purtarea lui m-a făcut să-mi fie rușine. Îmi fusese atât de teamă de reacția lui și acum când îi făcuse cunoscută dorința mea, i-a făcut să liniște și se întoarse ca să nu mă mai deranjeze deloc. Experiența aceasta avea să-mi schimbe cursul vieții. Ea mi-a dat putere pentru cele ce aveau să vină. Sunt convins că decizia băiatului creștin prin harul lui Dumnezeu m-am transformat într-un adult creștin autentic. Peste an aveam să fiu aruncat în mijlocul unor încercări și unor ispite care, dacă n-ar fi fost obiceiul nestrămutat al rugăciunii personale, ar fi îndepărtat de Dumnezeu și de adevărata virtute. Din cauza
și au abandonat apartenența lor creștină, atât de mulți copii părăsesc calea cea dreaptă și pășesc pentru a, și cresc pentru a ajunge tineri, care aduc dezonare părinților lor, fără speranță și fără Dumnezeu în această lume. Fiecare copil care are părinți credincioși, care are părinți credincioși să citească întâmplarea aceasta și să mediteze asupra ei. Ați fost învățat cu privire la principiile și datoririle creștine. Atunci când plecați departe de casă, nu le lăsați în urmă. Purtați-le cu voi și rămâneți alături de ele și atunci, în slăbiciuni și în ispite, cu ajutorul lui Dumnezeu și ele vor rămâne alături de voi. Luați o poziție hotărâtă de partea Mântuitorului, de partea Tatălui vostru Ceresc, de partea lui Dumnezeu.